Convocați în ședință extraordinară de îndată, consilierii locali ieșeni au votat în unanimitate proiectul de hotărâre referitor la aprobarea documentației tehnico-economice pentru sala polivalentă. Nu este un obiectiv simplu, nici la îndemâna oricărui oraș. Spre deosebire de restul țării, noi am încercat să facem un obiectiv care să fie identificabil și cu istoria orașului și cu personalitatea orașului nostru, de aceea toată arhitectura s-a dus spre coroana Reginei Maria, una dintre cele mai puternice personalități care ne definește istoria țării noastre și a orașului nostru deoseb. Și sigur, un obiectiv care nu este cu culoare politică, este apartinic, așa cum l-a definit și domnul ex-premier Ciucă și actualul premier și domnul ministru Veștea, un obiectiv care trebuie să fie făcut într-un consens, pentru că el va deservi pentru început o întreagă regiune, acolo unde se vor organiza, sigur, competiții internaționale. Conform documentației tehnico-economice, valoarea actualizată a proiectului sălii polivalente Regina Maria este de 476 de milioane de lei, adică 96 de milioane de euro, în creștere cu 2 bani față de suma stabilită anterior, așa cum reiese dintr-un amendament depus de executivul primăriei la același proiect de hotărâre. Va fi construită pe un teren de 80.000 de metri pătrați din zona Moara de Vânt. Clădirea va fi înaltă de 29 de metri și va avea o suprafață desfășurată de 40.000 de metri pătrați.